Au participat la stagii de pregătire profesională în străinătate, au învățat ce înseamnă să lucrezi într-un mediu competitiv, dar au avut ocazia să se și distreze și să viziteze locuri unice. Este vorba despre liceenii de la Colegiul Tehnic, care astăzi au fost provocați să povestească ce au însemnat aceste experiențe pentru ei. În primul rând, elevii au povestit cât de important a fost să fie lăsați efectiv să lucreze, iar în acest fel au putut face diferența între angajatorii autohtoni și cei din străinătate. Și ce ați făcut de prima dată? Am făcut prăjituri, cornuleții. Da. Era neata și Gheorghe pe acolo, în sală. Am făcut torturi și ne arăta acolo și la biscuiți și fiecare ce pregăteau ne punea și pe noi să încercăm. Bănuiesc că ați mai văzut alte laboratoare și aici la noi. Da. O comparație între cel de acolo și cel de aici? Sunt foarte creativi. Ce ați vizitat? Vimaraiești. Am fost și în Porto. Foarte frumos. Deci să înțeleg că în Porto v-a plăcut cel mai mult. Da. De asemenea, liceenii au povestit și despre locurile vizitate, dar și despre lucrurile învățate, cum ar fi limbile străine și pregătirea culturală. Operatorul tehnic de calcul. Am fost la o firmă de depanare, în Focavadă. Și ne-a pus să desfacem următoare, să le reparăm. Am mai instalat hârtuni, Windows ceva și mai multe. Da. Cum ați cumva descurcat cu comunicarea cu persoana care v-a fost tutore? Destul de bine. Deci v-ați descurcat? Da. Adică noțiunea de... în engleză, vă? Da, noțiunea de engleză pe care le-ați acumulat în timpul pregătirii v-au ajutat. Da. Evaluare v-a făcut cineva acolo? Ați fost evaluați la finalul stagiului? Da. Cine s-a ocupat de evaluare? Cei de acolo și tutorele. Și tutorele? Cei de acolo și tutorele. Cei de acolo însemnând? Cei de la practică. Ne-am făcut de test. Ok. Ne-a dat și de la practică. Ați primit și certificatele Mobility Pass, toți? Da. Nu în ultimul rând, elevii și-au amintit de eforturile depuse pentru a putea pleca. Este vorba despre ridicarea mediilor și grija pentru a nu face absențe. Colegiul Tehnic Buzău a reușit în ultimii 2 ani, ceea ce puține școli din țară au reușit să facă. Prin accesarea de fonduri europene, profesorii le-au asigurat elevilor condiții de practică la nivel european și bani de buzunar în valoare de aproximativ 800 de euro. Iar aceste lucruri s-au putut apoi observa în evoluția lor la învățătură.